Primăria Baia Mare a publicat pe site-ul propriu o propunere de proiect de hotărâre care vizează modificarea tarifelor la biletele și abonamentele pentru liniile de transport ale Urbis Baia Mare. Potrivit informațiilor detaliate din proiect, se intenționează o majorare a tichetelor și abonamentelor de călătorie. Astfel, prețul unui bilet valabil 30 de minute pe raza orașului ar putea costa 2,50 lei în loc de 2 lei cât este în prezent, iar unul valabil 60 de minute 3 lei 50 în loc de 3 lei actual. Un abonament pentru o săptămână pe traseul Baia Mare Firiza ar costa 30 de lei de la 27 cât este acum, dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală. De asemenea, se urmărește ca amenda să crească de la 100 la 500 de lei în cazul persoanelor fizice care călătoresc fraudulos cu mijloacele de transport în comun. Unul dintre motivele pentru care agentul economic solicită majorarea prețurilor este creșterea cheltuielilor totale peste nivelul de creștere a prețurilor de consum în perioada iunie 2013-noiembrie 2017. Pentru a putea crește prețurile însă, proiectul trebuie supus aprobării Consiliului Local.